Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă, la cea de-a doua emisiune din ciclul Raport de Ales. În studioul emisiunii noastre se află domnul consilier social-democrat Constantin Holban. Bună ziua și bine ați venit. Săturul mâna, vă mulțumesc de invitație. Bună ziua tuturor telespectatorilor postului dumneavoastră. Domnule consilier, sunteți, din câte mi-amintesc eu, cam la al doilea mandat, dar ambele pe jumătate, că așa a fost. Trei ani unul, trei ani altul. Da, deci ceva mai mult de jumătate. În schimb, am constatat că dumneavoastră sunteți poate unica voce de opoziție din Consiliul Local. Din păcate. Din păcate sau din fericire pentru administrația publică locală, dar totdeauna cu observații pertinente la proiectele de hotărâre. Din ce comisie faceți parte? Administrație publică. În acești ani de mandat, ținând cont de faptul că dumneavoastră conduceți și un ONG care se ocupă tot cu probleme asemănătoare, aveți foarte multe cunoștințe în domeniul managementului administrativ, ceea ce vă și permite probabil să aduceți îmbunătățiri proiectelor de hotărâre, să faceți observațiile de rigoare. Într-adevăr, din anul 2000 lucrez ONG-ist și am accesat multe proiecte europene, granturi pe care le-am implementat în municipiul Roman și de anul trecut și în comuna Săboani, unde chiar am reușit să aducem proiectul Destin, un proiect mare, frumos, de reviere a tradițiilor populare, a tradiției românești, un atelier de ceramică. Proiectul este mult mai complex, de 1 milion de euro, și sperăm, cu ocazia asta, aducând și câteva locuri de muncă, să avem și succes pe plan. În promovarea, este o piață greu de penetrat. Foarte greu de la deschiderea ei, dar și vă mulțumesc pentru participare și pentru promovare, pentru că noi lucrăm totul manual, nu suntem o manufactură în care să punem ștanța și să scoatem chinezării și așa mai departe. Este însă greu drumul de a ajunge în să vă faceți o piață. Vă vor fi însă de folos aceste târguri care se organizează în diverse colțuri ale țării, deși în domeniul ceramicii concurența este foarte, foarte mare. Am mers și am accesat toate punctele turistice unde e arhiplină piața și corundul care a luat și Sinaia și Predealul, Valea Prahovei, toată lor, inclusiv și la cheile noi. Cheile Picazului. Ce cheile Picazului. Dar uitați, la Hanoancuții, tot al lor. Cum intri ca să te uiți pe Oituz, știți, la Pana Sărată, unde erau tabere cu dar două mari tot ale lor. Vatea Dornei, zona cu Bucovina. Bucovina acolo, dar în schimb ușor, ușor intrăm pe piață. Intrăm pe piața Dedeman, am participat la galeriile de artă de la Iași toată perioada sărbătorilor, intrăm pe Suceava cu un stand propriu, o să ne dezvoltăm. Dar poate știți, e greu să vă primiți sprijin și de la Consiliul Județean dacă veți intra în contact prin participarea la târgurile de turism. O să participăm acum, de-abia ne-am luat și noi și casă de marcat să putem participa legal peste tot mobile. Și spuneți-mi ce aduce nou
pentru că domeniul acesta este extrem de interesant, dar trebuie și foarte multă originalitate. Ce aduce nou ceramica de Săbăoani? Ceramica de Săbăoani, deja avem peste 10.000 de accesări pe site-ul nostru, aduce ceva nou, arta vizionară a marelui artist plastic Florin Zaharescu, care e mentorul tuturor lucrărilor care s-au făcut în atelierul de la Săbăoani. E lucru manual, dar înfrumusețat cu fantezia lui plus extraordinar a fetelor de acolo. Acum, bine, dar trebuie să aibă și elemente de specificitate zonală. Bine, dar asta pe asta vrem. Am luat acum culoare, design, pe culoarea rezistența materialului. Este extraordinar de bun, întrucât folosim un cuptor automat ultima serie de producții, iar glazurile, care nu se mai fabrică în România, avem numai nemțești și ungurești de foarte, foarte bună calitate. La noi nu e ca ceramica de să spunem, cea de Suceava, care... La a doua folosire care, se... Dar nu, starmă. Pentru că e ales numai de ornament, nu se pui apă. Noi le ardem la biscuit, se cheamă, la 950 de grade, și după care le mai ardem o dată în funcție de glazura, culoarea care se dă, cât aici o temperaturile diferă de la 1000 până la 1080 de grade. Deci le și glazurăm și în interior. Și ele sunt deci termorezistente. Da, nu au nicio problemă. Dar nu problemă. Sunt nu doar vase decorative, ci sunt nu, avem, utilitate da, de la oale, ulcele, căni, cești, vase, străchini, până la oale de sarmale sau de friptură. Veți avea un prilej de afirmare în târgurile, cel puțin două pe an se vor organiza chiar aici la Roman. Am înțeles că municipalitatea care vă este și partener în proiect este decisă să nu mai organizeze aceste târguri. De altfel, am impresia că ați hotărât în Consiliul Local. Da, ca să fie ceva frumos, că era țigănii, fiecare vinea cu jerpelitura lui și n-a arătat totuși chiar la zilele Roman sau a târgurilor și să cumpere să fie totuși. Vine comerciantul și închiriază ca să fie ceva mai elevat. Domnule consilier, haideți să ne întoarcem la activitatea dumneavoastră din Consiliul Local. Spuneți-mi din ce comisie faceți parte și cam care sunt proiectele promovate prin această comisie? Foarte multe, toate de dar la regulă. Dar ce comisie? Da, mai spus, administrație locală. Și tot ce cuprinde treci această comisie, comisia juridică sunt comisiile de bază care, de acordul... E imposibil ca să nu ai la orice ședință ordinară sau extraordinară să nu ai proiecte de aprobat. Puteți puncta câteva proiecte la care v-ați adus și dumneavoastră contribuția, pentru că știu că sunteți unul din consilierii care de fiecare dată veniți cu amendamente. Doamne Vărdean, nu știți cum se procedează și eu n-am avut sprijinul colegilor de la PSD. La un moment dat ați devenit independent, întrucât că era culme, făceam propunere și votau împotriva mea chiar colegii. Și, în fine, așa a fost situația care nu s-a schimbat, fiind ca aceiași consilier, să sperăm în noul mandat să fie într-adevăr aleși oameni care să facă politică social-democrată a celor mulți, întrucât eu, când m-am opus în Consiliul Local, m-am opus pentru că am considerat că nu este bine ceea ce se face. Să vă dau un exemplu pe care pe mine m-a deranjat foarte mult. Am dat atâția bani pe niște lucrări
Exact, pseudo de-astea științifice, opere. Ne apucăm la 60-70 de ani să scrim în limba franceză. Păi, hai să trimitem totuși manuscrisele astea. Este o comisie la Piatra Neamț în care se rinde un aviz. Dom'le, să merită cartea asta să sponsorizăm. Vă referiți la acele asocieri prin care, noi sponsorizăm. Au fost limitate și la Consiliul Județean. Și zic, dar nu la Consiliul Județean. Am la Consiliul de Cultură, da, ca să primim un aviz la niște oameni avizați. Că nu sunt ca alții care se dau... Să-i dai unui Gheorghe Ameciobanu sprijin. A, nu, nu punem problema asta, dar au venit fel de condeieri de năștia de seară. A, sunt de acord, de exemplu, dacă un tânăr din clasa 11-12 a colaborat cu reviste de cultură, au scris niște poezii, ca să promovăm tineretul. Să ne apucăm acum noi la 50, 60, 70 de ani să ne descoperim arta poeziei sau a satirii, mi se pare că e mult prea târziu. Sunt de acord să dăm, dar cu avizul unei comisii abilitate. Că nici domnul primar, nici ceilalți consilieri, ca și mine, nu ne pricem. Alții să pricep la toate. Și s-a ținut cont de Nu s-a ținut cont, s-au aprobat. Exact cum n-am fost de acord nici să cedăm atâta teren la, de exemplu, pentru episcopii, terenul tot să dăm, să sponsorizăm. Aici și noi am avut. Dacă faci lucrarea de doctorat, scuze-mă, avem cu ce... Nu mai asta, dar gândiți-vă la Bănetul care a curs la lansarea vestitei opere pe lucrarea de doctorat. Da. Deci, scuzați-mă, să dăm bani. Episcopia, apropo de asta, vreau să vă întreb și chiar sau să dăm 10.000. Eu cum am spus, zic, domnule, sunt de acord. Dar pentru protocol, hai, a fost sprijinită editarea ei pe de o parte. După aia a mai venit. A venit să ceară bani pentru protocol, sonorizare, pentru sală și pentru protocol că vin 300 de preoți. Eu n-am fost de acord și acolo m-a susținut și nu și Achireac și Doru Alexandru și mai mult. Ei, dar la vot am rămas iară singur. Da. Știți? Ei, dar cu biserica trebuie să te pui... Dar sunt de acord. Dar spuneți-mi un lucru care m-ar interesa pe mine. Spuneți-mi, eu, dumneavoastră, un agent economic, oricare am fi, noi plătim impozitul pentru terenul de subclădire, pentru clădire, odată la taxe locale. Biserica, care are atâtea edificii în Roman, are terenul acela de la Spitalul Vechi. L-am dat 10.000, l-am dat noi gratuit. Eu am cerut să ne dea la partidă contraschimb, să ne dea de la Ștran, Măream Strandul, până la Livada, acolo. N-am fost de acord. Bun, dar ei plătesc taxe și impozite locale. Am impresia că biserica ortodoxă e stat în stat. Da. Și nu plătesc taxe locale. Iată lucru care iar este inechitabil, mi se pare, față de noi, cetățenii de rând. Da, că suntem egali și în fața la Dumnezeu, dar și a legii. Ar trebui să fie. Nu vedeți acum, noi multinaționalele le facem toate facilitățile, le dăm și dăm în capitalul autohton. Păi, că n-am făcut pentru americani, că n-au făcut, le-am trasat, le-am dus gaz, curent. Vorbeam de TRB, da? De TRB, deci le-am toate facilitățile, dar să vină doamna Ordean cu o inițiativă privată, te las în... Aici se merge pe chestiunea locurilor de muncă. Știu, locuri de muncă, dar haideți să înlesnim... Ei plătesc un impozit la bugetul local? Plătesc parte din impozitul pe salarii, dacă nu mă înșel. Da. Da, problema le-am acordat, sunt de acord să acordăm facilități, dar să nu facem discriminare pozitivă pentru, acum nu vede și DNA-ul, nu se mai leagă absolut nimic de multinaționale. Dar nici nu s-a legat vreodată de multinaționale. Am încercat atunci cu Lucoilul, dacă vă aduceți aminte. Scandalul și a murit brusc, instantaneu și deodată, cum zice nenea Iancu. Aici sunt niște
sau jaful care există cu pădurile, cu copacii ăștia, să taie de în neștire. De-abia cu s-a băgat și criminal. Generațiile care vin după noi. Adică nu știu, în același timp mi se pare că ați avut și o poziție obiectivă față de investițiile majore care da, doamna, au, cum a fost strandul, cum a fost un... Păi uitați-vă care e situația. Acum să spune mai domnul primar, ca orice om politic care își trage tot după turta sa, și eu dacă aș fi în locul lui aș proceda la fel. Da, să dăm cezarului ceea cezarului. Deci a fost de acord. Bun gospodar, a știut să negocieze cu noi. Păi, tot ce s-a tăiat în mandatul ăsta, panglii și cutare, s-a tăiat datorită împrumutului pe care l-a făcut primăria de 7,3 milioane de euro. Că dacă nu era acel împrumut, că era USL-ul la putere atunci în Consiliul Local. Primarul a cerut 4,5 milioane de euro ca să acoperim cei 2% cu finanțările, că într-adevăr o echipă extraordinară la primărie au făcut proiecte din 100, s-au câștigat 99, deci unde media pe țară erau 30-40. Și atunci au fost proiecte de importanță deosebită. Microhidrocentrala a putut fi terminată datorită împrumutului. L-am dat iar o hotărâre de Consiliu Local, am insistat cu treaba cu anveloparea, știți că era acolo a fost o goloneală totală. Problema, dar uitați-vă, acum domnul primar reprezintă PNL-ul, știți ce lupte am dus noi cu PNL-ul ca să, cu biblioteca. E, cu... atunci, când țineți minte ce campanie am făcut știu atunci. Ce ați făcut dumneavoastră. Și noi am avut mari lupte între noi acolo ca să accepte. Și a ieșit o bijuterie. Și o bijuterie, da. Când știți că vedeți toți cei care s-au dus cu proiectul cu anveloparea, că era vorba de o afacere a PNL-ului cu sectorul 1. Acolo aveau și iată că ias la ușa DNA-ului. Problema cărare. Este în felul următor. Am dat o hotărâre de Consiliul Local întrucât toate fondurile, toate axele au fost suspendate 8 luni de zile pe timpul ministeriatului doamnei Udrea, marea deputată de Roman și asta, cum îi zice, Cotu Vameș, care era plimbată pe Ion Creangă. Ion Creangă, scuzați-mă. Ca pe Sfintele Maștri. Da. De fapt, e singurul punct vulnerabil. Problema este, nu-i vorba că nu l-atac pe primariu acum aici, dar problema este, m-a bineînțeles, a primit ordin și l-a lăsat pe Niculai, care a participat și săracul a muncit. Da, în fine. Asta e treaba lor, nu mă bag în bucătăria lor. Eu mă bag în situația respectivă pe care vreau să o accentuez. Banii din împrumut, unde i-am folosit pentru romașcani, pentru proiectele romașcanilor. Astfel s-a putut termina microhidrocentrala care aduce economii PIDU, Planul Integral de Dezvoltare Urbană. Eu am Mureș care nu, dar, a schimbat fața orașului, dar foarte multe lucrări de mântuială făcute. Doamne, asta trebuie, asta e viciul celor constructorilor. Dar ceilalți constructori din întreaga țară au murit. Da. Au murit pentru că 8 luni de zile să nu fii plătiți. Da. Noi am avut cu ce să mergem mai departe. La noi a duduit, n-a fost criza economică financiară și, care era mondială, da, nu numai în România. Iar la ștrand, apropo că a spus de ștrand. Ce proiect... e amortizat pe jumătate? Păi, da, la început proiectul era de 500.000 de euro. Da. În ședința de Consiliu Local, când s-a hotărât final, a propus George Lazar, care era liderul de la PNL, 800 și s-a votat 1 milion, propunerea mea.
toată lumea, mulți erau pesimiști, chiar atunci și domn primar, dacă mi-aduc bine aminte în discuțiile. Că se va materializa? Că nu, acum se va materializa, dar investiția se va greu. Și toamnă, eu am pus acolo, că vedeam la mine, la bloc, cum pleca Severin și cu alții cu microbuze, la Bacău, după aia la Piatră, plecau pe aia cu vine Iașul la Roman. Da, am înțeles. Și Bacău, vine Piatră, aici e un lucru foarte bun. Iată o dovadă de opoziție constructivă. Constructivă, da. Nu dar ne-am opus niciodată consilierii PSD unui proiect pentru Roman. Da. Acum fie vorba între noi că acolo e număr pe degete cei care cu adevărat au ridică glasul. Aveți dreptate și recunosc cu durere în suflet treaba asta. Spuneți-mi, în mandatul viitor veți mai fi pus pe liste sau sunteți considerat a fi omul din tabăra Chelaru și marginalizat? Doamna Ordeanu, vă spun cinstit, îl voi sprijini cu toate forțele și corect, loial, că eu am fost, sunt și voi fi social-democrat până mă duc la locul ăla. Știți de ce? Pentru că formația dumneavoastră de militar ar fi mers mai degrabă spre rigoarea dreptei politice. Doamnă, eu nu mă dezmint, am fost doar în Partidul Comunist, că așa era fiind ofițer, atunci fost, știți, asta a fost și în Partidul... Noi cu părul alb. Părul de... Eu nu m-am înscris în Partidul, cum era, cu PDSR-ul era atunci, pe timpul ăla, în anul 2000 și... Nu îmi plac traseiști politici și nu pot să mă schimb acum de la stânga la dreapta. Sunteți alături de echipa... Sunt alături de candidatul la primare. I-am garantat, eu nu l-am cunoscut atunci, l-am văzut... Aici era fost o mare greșeală, că a fost scos dintr-o band. Și nu... Marea greșeală e alta, ca acum cei care se bat cu cărămida în piept, pentru că nu au dreptate. De ce? Pentru că a întrebat clar Manoliu în 2-3 ședințe de comitet executiv. Bă, fraților, doriți vreunul să candidați la primărie? Și i-a luat pe rând. Iulia Avrici, Edi Corduneanu, Cărpușor, pe fiecare, dă-mi exemplu, eram 20-30, niciunul n-a vrut. Domnilor, a doua ședință, nu putem să nu avem candidat la primărie. Dacă dumneavoastră nu doriți niciunul să candidați, aveți pe cineva ca să propuneți? Liniște. Și de unde a fost scos? Și atunci Dan Manoliu, președintele, a spus, domne, dacă dumneavoastră nu vreți să candidați, nu vreți să propuneți pe cineva, atunci am să caut eu un candidat. Deci și-a venit acum, cu... Iar candidatul este un om onest, un om care a lucrat în finanțele publice, dar obiectiv să recunoaștem nu prea știe cu ce se mănâncă politica, lucru păi da, bine, dar la primărie să face administrație atenție, publică, da, nu politică. Și atenție, faptul că nu s-a rezolvat disputa politică cu alegeri dintr-un tur sau e rezolvată. Primul tur are cel care vine cu care este palpabil. Da, asta nu înseamnă că trebuie să dezarmați. Nu, bineînțeles. Un consiliu echilibrat. Am impresia că acum o să avem mai puțin, am avut 21 de consilieri, acum vom avea mai 19. Puțin 19 consilieri, atât se pierd 2 consilieri, lucru care nu e greu. V-am întrebat, vă veți mai regăsi pe lista nouă sau tot așa sunteți pus nu știu cât și după aia vă mai vine rândul? Nu știu, lista nu s-a făcut, o să vedem, indiferent care e situația, eu îl voi sprijini pe candidatul la primărie. Și în perioada cât am fost independent, am sprijinit PSD-ul la alegerile. Așa e și onest. Asta va depinde de acel proiect, de
cei din conducerea partidului de... Apropo de lucrul acesta, spuneți-mi... Dar oricum nu voi accepta niciodată să mai fiu trecut pe loc... Neeligibil, da. Sau undeva da, partea de la căruță. Da, asta e sigur. Spuneți-mi, vă rog, dar în mod absolut obiectiv, că suntem... Numai noi între noi doi și nu ne aude, nu ne aude nimeni. Și vreo 40.000 de care se uită mai ales din străinătate. Spuneți-mi, care-i părerea dumneavoastră despre găselnița asta socială? Acum, nu o să-mi spuneți dumneavoastră că e rău, pentru că așa se cuvine. Mi se pare o încercare ușoară de spălare pe creier, că PSD îți dă puterea. Te ia din stradă și te pune înaintea lui Holban. Eu chiar dădeam exemplu, domnule, uite, Flora Ordean, om cu notorietate, fără apartenență politică, jurnalist cunoscut din presa, scris în presa locală, ia și o propune. O propun, cât 10, că am înțeles că și 10 dacă te propun sau cât te propun, de ea PSD-ul și te duce pe lista sa. Nu, cu 10. Ei, e vorba, cu... o să fie... Să... pună toată lista care sunt cei care s-au înscris și eu m-am înscris, am făcut cerere în octombrie când mi s-a cerut. Nu, dar haide să discutăm. No. Vi se pare corect lucrul acesta? Păi, dar nu mă ia... Dar nu-i vorba că toată aici nu s-a înțeles. Un lucru e bun, pentru ca să participe cetățenii. Să zicem deschiderea partidului. Care-i treaba dacă 1-2 din cei propuși, că nu o să fie toată lista PSD-ului, o să fie câteva locuri care o să meargă candidatul, care o să... Asta e părerea mea, nu știu să vă spun cum o să fie. Părerea mea, candidatul la primar trebuie să aibă 2-3 oameni, conducerea partidului politică trebuie să aibă și societatea civilă să propună câțiva. Asta mă refer pentru primiile 10 locuri. Da. După aia, până la 20, 19. Ei, nu, da? 19, 28 să pun, să pun pentru și rezerva de 20%. Da. Problema, deci, nu o să fie, facem listă și ai unul cu 10 voturi, îl pune candidat PSD-ul nostru. Da. Mă gândiți, mi se pare așa ușoară, eu chiar am avut o dispută pe chestiunea aceasta cu câțiva lideri de la dumneavoastră, gândind că, iată, a fost și îmbrățișată la nivel național cu entuziasm propunerea făcută în laboratoarele de la Roma. De la Roma, da. Și este... Mi se pare ușor de spălat pe creier. Eu vă contrazic. De prostit electoral. Nu, normal că așa trebuie să ne contrazicem. Nu. Dar de ce oare? Nu vedeți că oameni cu personalitate au intrat în senatori, deputați, aduceți-vă un mare sportiv, un mare cântăreață. Domnule consilier, da. Ce să caut eu, Flora Ordean, într-un partid în care dumneavoastră sunteți de 15 ani sau de câți ani sunteți? Din 2000. Din 2000. Păi, dar cum vă uitați la mine? Domnule, ce ți-a venit să-mi iei locul? Că tot așa acolo, nu chiar așa. Ai, nu, mi se pare netezabilă și... Nu, pentru... Eu nu vă contrazic cu toată puterea, da. Întrucât dacă ar fi din societatea civilă 2-3 oameni pe care au încredere cetățenii. Alt punct de vedere îl vreau de la dumneavoastră. Da. Dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai activi facebookiști. V-am văzut. Da. Deci, cu atitudine luată față de toate problemele. Deci, urmărind acest fenomen, fenomenul Facebook, care, iată, ne-a adus un președinte de dreapta, da. Pasta, credeți că lumea aceasta va vota toată aceasta, că va fi Facebook-ul unul din mijloacele grele de campanie electorală, pentru campanie electorală nu se va mai face cu benere și meșuri cât nu mai e voie. Fonduri cheltuite. Deci se va reduce la ieșirile în mass media și la acest sistem întâlnirea cu cetățenii. Față în față de cetățeni. Credeți că cei romașcani, care acum vorbim de alegeri locale, vor vota ei în cunoștință de cauză, când ei, dacă ați văzut asupra tuturor chestiunilor acestea de interes comunitar,
prea puțin știu. Asta e adevărat. Despre ce-i vorba. Puteți chiar, aseară, chiar m-a deranjat. Dom'le, Gundivesc e un adevăr absolut. Adică, că au falimentat țara. Dom'le, nu citesc măcar Eurostatul. Nu. Ce zice doamna Ordean? Ce zice Holban? Sau ce scrie presa locală? Doamne, instituțiile europene. Dom'le, când ai dezvoltarea care am avut-o noi, ritmul, când PIB-ul a crescut atât de mult, sunt unii plătiți care dau să posteze împotriva... Acolo știți că e cu totul altceva, acolo sunt postacii plătiți. Postacii care... La noi, acuză, dar la noi ați văzut vreuna, ați văzut vreunul, în afară de mine care mai intervin, m-a intervenit Iuliana Năstase, de exemplu, probleme concrete. Adică când vezi o... se poate minți, dar atâta lipsă de cultură. Asta mă deranjează cel mai mult. Cultură civică mai mult. Spuneți-mi un pic, întorcându-ne la proiectele din Consiliul Local. A trecut recent bugetul județului. Cum ați votat și dacă sunteți mulțumiți și dacă s-a ținut cont de amendamentele? Pentru că de fiecare dată... Bugetul roman. De roman, da. Noi știți că nu am votat bugetul, vă informez, deoarece mi-am spus chiar înainte de asta, am avut o discuție cu domnul primar, eram la domnul secretar, nu votați bugetul, nu. Au instituit o cutumă foarte bună, foarte elegantă, pe care domnul primar a respectat-o dumnezeiești. Ne adunam o dată, de două ori, ne spuneam fiecare părerea, ce-o îndăneam noi, poate pe acolo, pe fiecare felie, pe fiecare capitol, după care plecam. Asta nu în fața presei, nu în fața opiniei publice, după care apăream în mod civilizat, în fața romașcanilor și votam în unanimitate, țineți minte că s-a votat în unanimitate bugetul tot cei 7 ani de... Ei, acum nu ne mai chemat. Nu v-a mai chemat, dar iată că nici socialdemocrații dumneavoastră de la județ n-au mai chemat la nivelul bugetului Consiliul Județean. Același repost s-a făcut de către liberali care n-au votat bugetul județului. Foarte bine. Da. Era elegant. Spuneam fiecare părerea. Uitați-vă, pe fiecare capitol. Și cădeam, totdeauna am căzut de acord ca să ne prezentăm tot ce-i bine pentru Romașcan, că nu consider că niciunul din partea care vrea rău romanului. Toată lumea dorește. Bun, și cu asta m-ați adus la ultimul cuvânt. Deci, 2 mandate, 6 ani de consilier local, predat ștafeta generației următoare cu datoria lucrului împlinit și bine făcut, ca să parafrazăm o celebritate. Da, în viață, cităm în... Problema, eu consider că pentru fiecare ședință de Consiliu Local m-am pregătit pentru fiecare punct. N-am deschis gura în afară de să nu cunosc despre ce și n-am fost și nu să voi fi dacă voi mai fi ales. Gică contra. Nu gică contra. Dar nici o masă de vot. Cu degetul îmi voi spune părerea concret în rândul colegilor, dar dacă nu este, nu va fi înțelegere, îmi voi spune părerea în Consiliul Local. Nu sunt de la care să stau cu capul plecat. Conștiința de sine este mult mai puternică decât interesul. Vă mulțumesc pentru promptitudinea cu care îți răspuns invitației mele de a demara acest proiect în care cetățenii trebuie să voteze în mandatul următor în cunoștință de cauză oameni care cu adevărat să-și aducă aportul la dezvoltarea comunității în care trăim. Vă mulțumesc pentru invitație și oricând cu plăcere era pentru dumneavoastră toate cele bune. Rămâneți. O zi bună, stimați romașcani!